Viața merge înainte după divorț atât pentru Pepe, cât și pentru Raluca. La nici o lună după ce Pepe s-a afișat cu Yasmin Oglie, acum a venit rândul Ralucăi să apară sărutându-se cu bărbata cărui identitate o ține încă secretă. Au divorțat în luna februarie după 8 ani de căsnicie, dar au rămas legați pe viață de cele două fetițe minunate pe care le au împreună. Ionuț Pascu, Pepe și Raluca Pastramă încep să guste din libertățile de după divorț. Raluca Pastramă apare sărutându-se cu un bărbat misterios, însă ulterior bruneta a șters fotografia. Raluca a acoperit fața noului ei iubit cu o inimioară mobi, lăsând însă la vedere sărutul pasional. Yeah.